Tot mai mulți câini din vestul Bucureștiului, oamenii sunt disperați și spun că au făcut zeci de sesizări la ASPA, însă nimeni nu a intervenit, iar animalele sunt agresive. Anul trecut, vă reamintesc, o femeie a murit după ce a fost mușcată de maidanezi chiar în această zonă. Colegul meu, Radu Tiliță, este și el în sectorul 6 și vine cu detalii despre situația de acolo. Radu, te ascultăm, ce spun oamenii despre ceea ce se întâmplă acolo și, pe de cealaltă parte, ce fac autoritățile? Se plâng cetățenii că au făcut plângeri la ASPA degeaba. Bună ziua, bun găsit tuturor! Am avut anul trecut cazul șocant în care o femeie a murit mușcată de câine aici, în vestul capitalei, însă se pare că timpul a trecut mai degeaba, și asta pentru că spun oamenii din cartierul Brâncuș, unde ne aflăm și noi, că nimeni nu face nimic, nici de atunci și nici înainte nu s-a făcut nimic. Oameni care spun foarte clar că au peste 50 de sesizări, peste 60 de sesizări și efectiv, cei de la ASPA nu reușesc să trimită pe nimeni. Cele mai mari probleme pe care le-au identificat cei din zonă au fost terenurile virane pe care se ascund câinii, dar și șantierele de locuințe care se ridică în zona, acolo unde sunt folosiți câinii și hrăniți de muncitori, astfel încât pe timpul nopții să-i folosească pe post de câini de pază. Pe de altă parte, mai spuneau oamenii că aceste țevi de termoficare adăpostesc foarte multe, foarte mult animale, însă în acest an, de exemplu, cei de la ASPA, deși au un buget de aproximativ 20 de milioane de lei, au scos la concurs doar două posturi de prinzători de câini, asta în contextul în care anul trecut erau 11-12 oameni care trebuiau să prindă câinii din întreaga capitală. Majoritatea banilor sunt redirecționați către modernizarea spațiilor în care sunt duși câinii și nu neapărat pentru a crește numărul de personal care să intervină în teren atunci când este cazul.